Primăria Municipiului Timișoara continuă derularea procedurii de virare a banilor pentru stimulentul de casare din cadrul programului Rabla Local. Mai bine de 400 de beneficiari și-au primit deja banii, iar pentru alți 58 de beneficiari s-a efectuat finalizarea plății în data de 11 aprilie. Programul își propune să diminueze nivelul poluării și să elibereze spațiile ocupate de autovehiculele învechite, obligând deținătorii să caseze mașinile la centre autorizate de APM și să le radieze oficial la direcția regim permise și înmatriculare a vehiculelor. Pentru a beneficia de suma de 3.000 de lei, participanții trebuie să încarce pe platforma Atlas Web, în secțiunea declarații online, Rabla Local Pas 2, documentele necesare finalizării procesului de casare, adică certificatul de distrugere și certificatul de radiere, în termen de 30 de zile de la data emiterii certificatului de radiere. Această etapă reprezintă o condiție obligatorie pentru eliberarea stimulentului financiar, indicând scoaterea definitivă a autoturismului din evidența fiscală. Fără acest pas, acordarea stimulentului de casare nu este posibilă, chiar dacă există deja un contract semnat cu administrația locală. Vehiculele trebuie predate pentru casare la unitățile autorizate de către APM după semnarea contractului cu primăria. Nerespectarea acestei condiții anulează eligibilitatea pentru proprietar. Persoanele care primesc suma de 3.000 de lei pentru casarea mașinii vechi și poluante nu au dreptul să achiziționeze un autoturism cu norma de poluare Euro 5 sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare. Această măsură vizează încurajarea adoptării unor practici de mobilitate mai curate. Finanțarea pentru programul Rabla este asigurată de Ministerul Mediului, Administrația Fondului pentru Mediu în proporție de 80% și de Primăria Municipiului Timișoara în proporție de 20%.